joacă Dublu sau Nimic. 8 și 37 de minute, jucăm Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM cu Alexandra. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Alexandra, ți-am pregătit 800 de euro astăzi. Sper să-i și câștig. De tine depinde. Ce faci la ora asta? La ora asta beau o cafea. Asta e bine. Acasă sau la serviciu? Acasă. Acasă. Singură sau... Cu soțul. Cu soțul. Din întâmplare cu soțul. De ce din întâmplare? De obicei pleacă. De obicei, da. Cum îl cheamă pe el? George. Alexandra și George. Cu ce vă ocupați, Alexandra și George? Soțul este liber profesionist, iar eu lucrez în domeniul serviciilor de consultant. Aha, și lucrez de acasă de obicei? În perioada exact. Asta? Exact. Excelent. Deci dacă te muți în camera cealaltă, ești practic la serviciu. Da. Bine. Exact. Bine. Cum spuneam, 800 de euro pregătiți pentru tine dimineața asta. Ai 6 secunde ca să ne dai un răspuns corect de fiecare dată și opțiunea ta dacă te oprești cu banii câștigați până într-un moment al jocului nostru sau mergi mai departe. Bine? Bine. Mult succes! Mult succes, Alexandra! Mulțumesc! 100 de euro. Alexandra, pentru prima 100 de euro în dimineața asta trebuie să ne spui... În ce oraș se află Palatul Bruckenthal, care este în prezent muzeu? Sibiu. Ați fost? Ați fost? Alexandra. Ați... Da, am fost. Am fost un moment de pauză ciudat. Dar da, nu înțelegeam ce se întâmplă. Vlad credea că îl întreb pe el. Ați fost, domnul Vlad? Da, da. Aveți 100 de euro. Puteți merge spre 200. Iertați-ne că suntem mă rog, într-un moment sunt euforic. Nesincronizați așa, nu știu cum să zic. Nu-i nimic, e luni dimineața. Da. Ne scuză pe noi. Da. Apropo, ne puteți urmări și live pe pagina de Facebook Radio Europa FM ca să vedeți cât de drăguț suntem și noi. Așa nesincronizați, da? Așa nesincronizați, da. Bine, 200 de euro sau 100 de euro? 200 de euro. În ce domeniu oferi, Alexandra, consultanță? IT. Mm-hmm. E foarte vorbăreață. Ești foarte vorbăreață, nu? Cum se face că ești atât de vorbăreață? De fel sunt foarte vorbăreață. Am remarcat, da. Are emoții. Lasă-o pe loc. Pace. E concentrată, mă. Nu, dar în afară de asta mă lupt și cu o răceală teribilă, așa. Săracă. Ai văzut? Ne pare rău. Ai făcut test de COVID? N-am mai făcut. Da. După de ultima asta. Dată când l-am avut pe bune, n-am mai făcut. Practic, am făcut un test odată, am văzut cum arată pozitiv, nu mă interesează. Exact. Oricum lucrează de acasă, Alexandra, așa că nu-i problemă. Da. Alexandra și George, spuneți-ne pentru 200 de euro, cum se numește fenomenul economic opus inflației, caracterizat prin scăderea prețurilor? Deflație. Ce, Luca, ești dezamăgit? Sunt întrebările prea ușoare? Nu știu ce-i cu el în dimineața asta. Au fost special pentru un om vorbăre. Da. 200 de euro sunt banii voștri deja. Mergem mai departe. Bine, mai departe. Da. 400 de euro. De aici devine un pic mai greu totuși. Concursul. De ce le de cine păcălești? Da, mă, că e ceva mai greu. Da, mă, astăzi e greu tare. Alexandra, întrebarea a treia pentru 400 de euro este: cine a scris manifestul autobiografic Mein Kampf, în românește Lupta mea? Oh, my God.
Hitler. Da. Cine a... Ce înseamnă? Cine a accesat internetul? Cine a căutat? Cine a tastat? No, aveam pur și simplu un moment de pauză. Deci îmi veneau în cap doar siglele SS, dar nu-mi venea și numele. Să știi că aveți voi, adică noi de-aia avem aici un timp limitat la 6 secunde. Nu putem interzice nimeni, adică nu e considerat trișat căutatul pe internet. Dacă te descurci în 6 secunde să afli răspunsul, se cheamă meriți banii. Se cheamă documentare. Da. Asta e. Da, n-am apucat. Încă nu lucrăm ca dactilograf ca să... Nu, că să știi că spus, dacă te concentrezi... Da, scris, da. Auzi, da, ați scris cu capa sau cu ce simplu, de curiozitate? Este scris cu capa. Capa, mă, hai mă, ce este naiba. Scris cu e scris capa. Deja cu... Bravo, Alexandra, 400 de euro. Felicitări! Mulțumesc. Aici ne oprim. Scurt. A fost distractiv, dar ne oprim. Slăbuț. Mm. Foarte bine faceți. Ce vrei să la ce întrebări a pregătit Luca, nu vezi că... Ce întrebări, bă? E nenorocire. Astea sunt întrebări? Prăpădește banii. De luni. De luni? Corect. Ai venit cu întrebările astea de luni? Da. Dar ce are nimeni? Serios acum. Foarte bine faceți că vă opriți. Bravo. Mulțumim. Deci sunteți hotărâți să vă opriți, Alexandra și George? Da. Bine, domne. Gata, domne. Au luat 400 de euro, își tratează răceala și fac un city break, că își revine până vineri, își revine Alexandra, pleacă undeva. Dar vreți să știți care era ultima întrebare, nu? Evident. Hai să vedem. Ultima întrebare era pentru 800 de euro. Care este capitala Letoniei? Riga. Riga. Uite ce știa George, băi... Păi, a fost în delegație sau artist, ce? Artist, Riga, cripto... Păi, dar George nu e artist. Nu contează, ea... S-a difuzat cultura de artist, da. Asta e. E, vezi? Ce da. Să vă fac? Asta e, facem da. Un tip. Dar noi am zis că nu mai insistăm. Am avut dreptate, am păstrat 400 de euro pentru noi, vezi? Da. Ceea ce nu, e foarte bine. Ai făcut foarte bine, George. Da. Alexandra, felicitări, 400 de euro în dimineața asta. Bravo, bravo. Multă sănătate. Mulțumesc. Și să ne auzim cu bine. Mulțumesc, la fel și vouă. V-am pupat, numai bine. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.